Zisa Domnul către ucenicii săi, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine. Atunci Petru, răspunzând, i-a zis: Iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi, cei ce mi-ați urmat mie, la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Iuda. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarini, pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și viață veșnică va moșteni. Și mulți din tâi vor fi pe urmă, și cei de pe urmă vor fi întâi.